Bună ziua și bun venit la acest videoclip unde vom vorbi un pic despre GPT-3 și GPT-4, modelele de generație de limbaj de ultimă generație dezvoltate de OpenAI. GPT-3 sau Generativ Pre-Train Transformer 3 este cel mai avansat și puternic model de generare a limbajului disponibil astăzi. Folosește tehnici de învățare profundă pentru a genera text în limbaj natural care este similar cu scrisul uman. Modelul este antrenat pe o cantitate masivă de date text și este capabil să genereze text pe o gamă largă de subiecte cu calitate și coerență ridicate. GPT-3 este un model bazat pe rețea neuronală care este preantrenat pe o cantitate masivă de date text înainte de a fi reglat fiind pentru sarcini specifice. Modelul este antrenat folosind o variantă a arhitecturii transformatorului, care este un tip de rețea neuronală potrivită pentru procesarea datelor secvențiale precum textul. Arhitectura transformatorului a fost introdusă pentru prima dată în contextul traducerii automate, dar de atunci a fost aplicată la o gamă largă de sarcini de procesare a limbajului natural. Procesul de preantrenament pentru GPT 3 implică antrenarea modelului pentru a prezice următorul cuvânt dintr-o propoziție, având în vedere cuvintele anterioare. Aceasta este cunoscută ca sarcină de modelare a limbajului. Modelul este instruit pe o gamă variată de date text, inclusiv cărți, articole și site-uri web, ceea ce îi permite să învețe o gamă largă de modele lingvistice și teme comune. Rezultatul final este un model extrem de puternic care poate genera text extrem de coerent și realist pe o gamă largă de subiecte. De asemenea, poate efectua o varietate de alte sarcini lingvistice, cum ar fi traducerea limbii, rezumarea și răspunsul la întrebări, fără a fi nevoie de instruire specifică sarcinii. Dimensiunea GPT-3 este de 175 de miliarde de parametri, ceea ce este semnificativ mai mare decât orice alt model de limbaj preantrenat. Acum să vorbim despre GPT-4, care nu este încă un model oficial lansat de OpenAI. GPT-4 este doar un model ipotetic care se așteaptă să fie mai puternic decât modelul actual GPT-3, dar nu este încă oficial. Dezvoltarea GPT-4 ar fi o întreprindere semnificativă, deoarece ar necesita o cantitate mare de resurse de calcul și date pentru antrenament. În plus, ar necesita de asemenea cercetări și dezvoltare semnificative pentru a îmbunătăți capacitățile actuale ale GPT-3. Merită menționat că echipa OpenAI lucrează la îmbunătățirea GPT-3 prin dezvoltarea diferitelor versiuni ale acestuia pentru a fi mai utile în diferite contexte, cum ar fi GPT-3X, GPT-3E, GPT-3D În concluzie, GPT-3 este în prezent cel mai avansat și puternic model de generare de limbaj disponibil astăzi, în timp ce GPT-4 nu este încă confirmat de OpenAI și nu este clar când sau dacă va fi dezvoltat în viitor. Vă mulțumim pentru vizionare și rămâneți la curent pentru mai multe actualizări cu privire la cele mai recente evoluții în domeniul AI și al procesării limbajului natural.